Oșan este partener principal al turului României și m-a inspirat să urmăresc din punct de vedere gastronomic parcursul cicliștilor. Plecăm din Timișoara, așa că fruncea sus, urmează o prăjitură bănățeană cu fructe. Despre bănățeni se știe că sunt fruncea, așa că să dăm pălăria mai pe ceafă și să facem o prăjitură pe care ți-o aduce o mătușică la cafea pe canapea. Și asta înseamnă că avem o prăjitură simplă, foarte simplă și gustoasă. Se unge o tavă bine cu unt și se tapetează cu pesmet. Fructele se curăță de sâmburi, se perpelesc câteva minute în unt, apoi adăugăm un pic de zahăr sau zucăr, cum se spune, și la sfârșit niște coniac și flambăm pentru efect artistic. Albușurile se bat cu un pic de zahăr și se amestecă ușor în smântână. Se face construcția. Se așează fructele presărate cu zahăr la fundul vasului de cuptor, apoi pesmetul, smântâna și din nou multă răbdare. Cuptorul se încinge la 170 de grade și vasul trebuie să stea undeva între 45 și 55 de minute. Numai să aveți grijă că prăjitura se umflă și la un moment dat poate să explodeze, cum mi s-a întâmplat. Părerea mea era la început că se va mânca direct din tavă, dar am avut multe răbdare și am așteptat să se răcească și o să vedeți că se taie perfect și se așează frumos pe niște farfurii cu care fiecare poate să fugă după aia în grădină. Așa că dați-i pedală și să vă fie de bine!